Peste 53 de sibieni se află la un interviu distanță de locul de muncă la care au visat. Din mai bine de 250, 53 au fost norocoși. Vorbim despre participanții la mini-bursă organizată de AGFM Sibiu. Angajatorul care a solicitat acțiunea a selectat două persoane în plus față de numărul locurilor disponibile anunțate inițial. După ce vor obține o probă de lucru, persoanele selectate vor fi angajate. Mini-bursa locurilor de muncă organizată de către AGFM la cererea unui agent economic s-a dovedit un adevărat succes. Acțiunea ce a avut loc concomitent la Sibiu și Avrig a strâns peste 250 de persoane interesate de un loc de muncă în domeniul fabricării de accesorii pentru autovehicule. O parte dintre cei prezenți la bursă au fost selectați. Dintre cele 250 de persoane participante la mini-bursa locurilor de muncă în domeniul fabricării de accesorii pentru autovehicule, 53 au fost selectate în vederea încadrării în muncă. Angajatorul a oferit spre ocupare 25 de posturi pentru muncitori necalificați, 25 de posturi pentru operator confecționer și un post de logistician gestiune flux. Selectate în vederea încadrării au fost însă 53 de persoane. Acestea vor avea de dat câte o scurtă probă practică la locul de muncă, după care vor ști dacă au fost sau nu angajate. Astfel de acțiuni vor avea loc și în perioada imediat următoare. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu organizează burse ale locurilor de muncă atât pentru persoane din categorii defavorizate, cât și pentru meserii cerute pe piața muncii la ora actuală. Toate aceste acțiuni se desfășoară cu scopul de a media relația dintre potențialii angajați și angajatori în încercarea de a ține sub control rata șomajului. Cu toate acestea, la ora actuală, județul numără peste 8.000 de șomeri.